Eu sunt Damian și bine ați venit, bă, fraților, la un nou episod din Cariera cu Stea. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți această carieră. Primul meci din acest episod va fi cu West Ham. În deplasare suntem la 3 puncte de Manchester United. Noi suntem pe locul 2, ei pe locul 1. Aceasta este echipa pentru acest meci cu West Ham. Pentru că ceilalți jucători sunt foarte obosiți și avem meci cu Bromwich. Trebuie să-i odihnim pe aia mai bunii. Haide să înceapă meciul de pe London Stadium. West Ham United, Steaua de la această oră. Va fi un meci greu pentru ei. Ce arenă frumoasă au cei de la West Ham. Începe meciul, încep cei de la West Ham în posesie. Aiu pentru Byram. Byram urcă, Cristi Tănase face un pressing acolo. Și acum Aiu. Nu, trebuie să fiu atenți, prin ocazile aparține celor de la West Ham. Carroll, șut pe lângă cu dreptul. Începe prost această partidă. Începem în apărare și nu e bine. Noi trebuie să atacăm în permanență. În permanență trebuie să atacăm. Mingea la Romario Benzar. Mai departe cu Denis Mann șutează! Scoate Adrian! Trebuie să-l odihnim pentru meciul cu Bromby. Popov, centrare! Benzar trebuie să fie atent! Și Niță are o paradă incredibilă! Florin Niță scoate foarte frumos această minge. Arnautovic, centrare din corner, respinge Cristi Tănase. Trebuie să fim atenți, Masuaku. Petru, Cuiate, întoarce cu Collins. Cuiate, Arnautovic, poate veni cu o centrare. Centrează și nu, minge bâlbâită careul nostru. Și până la urmă respinge Ovidiu Popescu. Denis Mann pe contraatac. Denis Mann, pasă cu Nioere, se duce Nioere. Colin se opune și iese mingea în aut. Este aut pentru noi. Cristi Tănase bate scurt cu Măruțan. Din nou Cristi Tănase, centrare pentru Mann și Adrian. Paradă senzațională. Denis Mann va centra. Centrează Denis Mann. Eu erre cu capul. Foarte slabă execuție, dar a fost din întoarcere. Da, rămâne 0-0. Recuperează aici Lucian Filip, o pasă pentru Denis Mann. Să vedem această ocazie. Denis Mann, centrare! Respinsă și cu iate pe spate pentru Arnautovic. Recuperează Lucian Filip. Trimite o minge pentru Cristi Tănase. Vă am în careu eu să duc acea minge, dar nu s-a putut. Carroll, Aiu trece aici. Pasă cu Popov, centrare. Nu e fază periculoasă. Vine cu Ciutaiu și Niță scoate din nou. Niță reține în joc. Era să o gafeze Niță, dar a fost atent. Centrarea lui Arnautovic, respinsă de Tănase. Moruțan acum n-are cum să se lupte cu Dita mai animalul. E un jucător foarte important la Steaua. Teixeira pentru Latovlevic mai departe cu Teixeira pentru Nioere, se luptă Nioere, scoate ceva, Nioere, centrare, Moruțan, gol, Steaua, gol Olimpiu Moruțan, Nioere cu o centrare senzațională, a trecut acolo de Henry, cred, și a centrat incredibil pentru Olimpiu Moruțan, cât de bine a apărut acolo Moruțan și trimite la colțul scurt și este 1-0 pentru Steaua. Al doilea gol al lui Moruțan în Liga 1. Carroll, nu. Popov pentru Carroll. Andy Carroll. Bălașa, nu. Aiu, centrare. Prinsă de Niță. Foarte ușor. Arnautovic trimite o minge spre care Ovidiu Popescu respinge. Filip pentru Nioere. Se duce Nioere. Contra-atacul Stelei. Edi Nioere pentru Teixeira. Teixeira, foarte frumos de desprinde de adversar, Teixeira, gol! Felipe Teixeira, primul gol în acest sezon pentru veteranul Stelei. Gol frumos, foarte bine s-a desprins acolo de adversar și trimite printre picioarele lui. Prin picioarele portarului lui West Ham. Frumos! Foarte frumos acest gol. Și Nioere, al doilea asist din acest meci. Nioere și asisturile, o poveste mai lungă decât Twilight. Nioere recuperează. Să-l vedem pe Nioere. Se duce Nioere. Este ajutat de Teixeira, Moruțan acum. Nioere. E bine că ține mingea departe de partea noastră. Ovidiu Popescu.
Ovidiu Popescu. Pentru Iacolis. Iacolis a încercat o centrare, însă s-a opus Creswell și apoi Collins. Nu îl ajută nimeni, dar reușește de unul singur. Nioere acum, urcă și la Tomlevici. La Tomlevici, centrarea lui Lato. Iacolis cu capul și Teixeira scoate Adrian, dar a fost offside oricum. A fost offside la Felipe Teixeira. Putea fi 3-0. Frumoase faze făcute de stelist. Lanić. Omoruțan. Ovidiu Popescu pentru Iacolis. Iacolis are poziție bună de centrare. Centrează Iacolis. Respinge Adrian. Gelunga, da, sunt foarte înalt jucătorii lui West Ham și câștigă duelurile la cap. Mă mir că n-au marcat până acum din fază fixă. Aiu! Nu! Carroll! Nu este Arnautovic! Arnautovic! Aiu scoate! Antrenorul lor moare de nervi. A fost offside la Aiu, da. Și a scos mingea lui Arnautovic din poartă. Bă, lasă, degajează, o pasă cu Teixeira. Nu se mai lasă acest au, ce este final de meci. Steaua se impune cu scorul de 2-0 în fața lui West Ham. Și să vedem Steaua cum va juca în meciul cu cei de la Bromby. Cred că nu-l voi juca. Ba da, voi juca pe Cristi Tănase, dar voi juca în spatele vârfului. Și voi juca și pe Coman, că nu l-am mai jucat de mult. Pe bancă va fi și Chaka. Ok, și Nioere va fi și el în lot ca să ne ajute Florin Traselocul. Iacolis, aceasta este echipa pentru meciul cu Bromby, echipa noastră de Europa League. Bine, nu-l avem acolo pe Filip și nici pe la Tomlevici, dar ne descurcăm. Avem un lot mare. O să acasă contra lui Bromby, fanii stelistul pregătiți să facă o atmosferă incendiară. Haideți să înceapă meciul Steaua Bromby. O atmosferă extraordinară pe Național Arena Steaua Bromby de la această oră. Va fi un meci de bun. Coreografia pregătită de stelici este una foarte frumoasă, foarte ingenioasă. Începe meciul. Raul Rusescu cu un balon pentru Cristi Tănase. Va fi un meci greu pentru noi. Va fi un meci greu pentru Steaua, pentru unica Steaua. Toți românii sunt cu ochii pe steliști. Steliști încearcă să-i facă fericiți pe toți fanii din toată țara, însă e greu să câștige acest meci. Mihai Pintili pentru Teixeira. Haideți să vedem primul atac al Stelei. Romario Bezar vine cu șut! Șut blocat! Acolo. Vai că nu, Pintili este foarte activ în această seară. Deja a intrat bine în joc. N-a mai fost folosit meciul trecut ca să fie titular astăzi, să fie odihnit, comandat la o parte foarte ușor. Tibling pentru Vilcek. No, Vigan acum pleacă Larsson. Larsson comand, coboară bine cu el. Larsson, centrarea lui Larsson. Respinge Planic și acum șutul lui Tibling. Peste poarta lui Florin Nița. Urcă Mihai Pintili, se duce Pintili, îl așteaptă pe Rusescu să se demarce. Raul Rusescu, Raul Rusescu, scoate rolul. Ce ocazie are Steaua, putea să trimită care s-a fost egoist. Dar putea și să marcheze dacă dădea mai bine la partea. Moraes acum se desprinde, Moraes, centrare. Minge acolo bâlbâită și prindem la urmă rană. Aproape de gol Steaua, din nou. Bălașa cu capul, aoleu, Planic acum trebuie să vină să-l ajute, nu? Bezar, Wilczek e liberă acolo, nu? Pintili coboară, extraordinar. Moraes, șut în blocajul lui Arajuri și e corner. O bate Denisman, bate scurt cu Moraes, o centrare cu dreptul, Planic acolo. Junior Moraes din nou, o centrare, minge deviată, Coman cu capul, este din nou corner, va bate Denisman. Bate Denisman deloc rău, Coman face și preluare, sutează Coman din nou, minge respinsă până la urmă în aut, câte ocazii are Steaua. Coman, Rusescu, trimite el o centrare, minge din nou trimisă în corner. Denisman va centra din prima centrare. Coman!
Ce ratare! Cât de bine a apărut Comensi, a făcut și preluare, a făcut tot ce a vrut, el a avut tot timpul din lume. Și trimite pe lângă! Nicolae Tică nu mai poate de nervi pe margine. Câte ocazii ratează Steaua, dar asta a fost o ocazie imensă. Coma n-a mai fost folosit de ceva timp la Steaua. Și acum, Rusescu, Raul Rusescu, Rusescu, șut în blocaj, da. Și este penalti! Este penalti pentru Steaua București! A fost hands acolo! A fost hands la Norgard! Raul Rusescu obține acest penalti și bineînțeles că Raul de Ghencea va bate acest penalti. Să-l vedem pe Raul Rusescu. Raul Rusescu se apropie de balon. Rusescu scoate rână. Penalti ratat de Raul Rusescu. Puchi, Planic este atent. Acum Florinel Coman. Florinel Coman, urcă Coman. Pasă cu Cristi Tănase. Cristi Tănase. Să-l vedem pe Cristi Tănase. Este o centrare a lui Cristi Tănase. Rusescu din prima scoate rană. Încă ocazia Stelei și a fost un șut bun. Săranu se face remarcat. Centrare, Rusescu! Ce corner! Din nou centrarea lui Man. Apare acolo nimeni. Nimeni n-a apărut acum. Cristi Tănase pentru Teixeira. Florinel Coman. Young acum presat de Coman. Da, voiam să spun că Florinel Coman n-a mai jucat de mult timp și joacă destul de slab în această seară. Pentru că eram într-o perioadă slabă, de aia nu l-a mai folosit Nicolae Dică. Tănase și el cu o centrare. Acum Rusescu, este gol! Gol! Raul Rusescu, 1-0 pentru Steaua și se face dreptate după 45 de minute. Marcăm fix înainte de pauză. Rusescu s-a demarcat perfect și cu execuție de mare atacă. Chiar dacă a ratat penalti, nu-i nimic, a marcat. S-a ridicat cu cap. A rămas cu capul pe umeri și a reușit să marcheze. Un gol important pentru Steaua în această seară. 1-0 pentru Steaua și este un meci greu. Sperăm că îl vom câștiga. Va intra și Moruțan acolo, pentru că Cristi Tănase nu reușește să mă convingă că poate joace mai mult. Bine, este și obosit, adevărul ăsta e. De-aia l-am și schimbat, dar a avut cel acolo o fază, a trecut bine. Iar îmi place de el. O să-l folosesc în următorul meci cu Ajax, minge recuperată de Steaua. Minge până la Florinița. Florinița nu a avut ce să apere în această partidă. Partidă clar dominată de Steaua. Moruțan îl vede acolo pe Rusescu plecând. Raul Rusescu. Raul Rusescu. Centrare cu Denis Man. Denis Man! Și este 2-0 pentru Steaua. Gol! Denis Man! Ce fază frumoasă și Rusescu gol ce asist în această seară. Chiar dacă a ratat penalti, iată că marchează un gol și dă și un asist. Denis Man într-o formă extrem de bună. Iată câți fani steliști au venit să încurajeze Steaua. Centrarea lui Rusescu oricum a fost una extraordinară. Da, Man, gol și asist, Rusescu gol și asist. Foarte frumos. S-a întors asistul cum ar veni Raul Rusescu pentru Denis Man. Intră în posesie acum Denis Man cu Raul Rusescu. Sărane, o prinde. Centrare bună a lui Man. Însă Rusescu a trimis Stăslav cu capul bine, a fost acolo între doi, a fost într-un doar cu capul un adversar, n-a fost singur, nu puteai zici că a fost o ocazie atât de mare. Iung, Benzar și el demonstrează că e demn să joace titular la Steaua. Benzar foarte bine, Mar, Puchi Bălașa, el este cel care recuperează mingea. Coman acum. Coman slab în această seară, sincer. Șut! Șutul lui Mukhtar pe lângă poarta lui Niță. Avem noroc. Ne-au atacat ceva cei de la Plombi. Acest... da, din minutul 50 până 60. Moruțan, recuperare foarte bună. Denis va pentru Raul Rusescu. Se duce la Ul.
Și este offside. Nu pot să cred că a fost offside această fază. Chiar nu vine să cred. Chiar nu s-a părut. Probabil a fost. Chaka și pleacă Denis, man. Ce viteză are acesta. Denis, man. Mingea sare la Rusescu, care șutează din întoarcere. Gafă în apărarea celui de acolo, dar până la urmă au rezolvat faza. Chaka pentru Denis, man. Foarte multe mii se joacă pe man. Moluțar acum, Pintili pentru Rusescu. Florin Tănase urcă Pintili foarte bine. Pintili, Rusescu acolo! Aproape de acest balon. Pentru Raul Rusescu pentru Florin Tănase. Foarte bine se descurcă la această fază Tănase. Florin Tănase urcă Romario Benzal. Romario Benzal poate veni concentrare. Centrează Benzal pentru Tănase. Și este corner, ultimul corner în această partidă. Ultima ocazie pentru Steaua de a marca al treilea gol. De-aia umili în centra Brombi. O centrare prinsă de Rana și este faul aportat. Faul pe care îl face Bogdan Planici. Așa, este și galben. Singurul galben cred că pe care l-am luat în seara asta. A fost un meci frumos, un meci interesant și mai avem o ocazie acum. Moruțan pentru Rusescu. Șut prost cu stângul. Acum e final de meci. Rusescu, gol și asist, man. Gol și asist. Și Steaua se califică în primăvara europeană. Meci incredibil de greu pentru Steaua. Am avut multe ocazii, am reușit să marcăm și ne calificăm în primăvara europeană. Să mai avem de muncit ca să ne calificăm de pe primul loc și să avem un rezultat mai accesibil. Și Sociedad bate pe Ajax cu 3-0. Face 4 puncte Sociedad. Noi în acest moment avem 12. Clar o să ne calificăm, dar și Ajax acum are 6. Foarte aproape să ne calificăm de pe primul loc. Ne mai trebuie un punct să ne calificăm de pe primul loc. Am câștigat toate meciurile și mai avem doar 2 de disputat. Nu mă duc la India. Avem meci cu United? Da, cu Swansea avem. Mi s-a părut că avem cu United. Da, cu Swansea avem meci sâmbătă viitor. Campionat strâns, ia uite acolo. Și până și Stoke poate veni oricând acolo cu o surpriză. Fraților, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați să subscribe butonul de like, să-mi dați follow pe Instagram. Eu am fost Damian, v-am pupat, pa, pa!